Aveam nevoie de un șofer pentru că, să știi că m-am cam săturat să umplu cu taxiul. Să cu zurgălăi. Atât știu. Astăzi mă voi întâlni cu organizatorii unui eveniment. Sunt niște organizatori bărboși ai unui eveniment cu și despre bărboși. Este un eveniment caritabil care va avea loc la finalul acestei luni în București. Îl voi prezenta alături de Gina Pistol. Cine sunt la noi, noi plin de sentimente, plin de pasiune și de șapte continente. Rubi cântă cu siguranță mai bine decât mine. Da. Pe șapte continente. A, uite, foarte bine. Toate versurile le știi, văd. Ce mai face Cotrina Păstării? Păi, că tot am început discuția noastră și am vorbit despre evenimente, mă ocup în continuare cu prezentarea unor diverse evenimente care au loc în București, în țară, evenimente de tot felul. Arăți foarte bine, mulțumesc tare mult. Nu ești schimbată deloc, ești foarte frumoasă. Da, mi-am închis un pic culoarea părului, eu până acum nu mă vopseam. Și acum m-am gândit că ar fi caz să fac o mică schimbare și să-mi închid puțin culoarea părului. Așa, baby, normal. Despre ce o să discutăm? Despre ce vrei tu? Și tu mi-ai spus despre... bărboși. Despre bărbați? Eu sunt o femeie singură în momentul de față. Doamne, și cât de bine e. Și tot nemăritată. Da, nu că aș vrea să mă mărit. Cum de sunt singură? Am avut o relație destul de lungă care s-a încheiat acum un an jumate. Nici mi-am dat seama când a trecut timpul. Da, destul de mult a trecut de atunci. Iar acum mă bucur de această perioadă. O perioadă în care... mi-acord mai multă atenție mie. În general evit să folosesc cuvântul regret. Evit să am regrete, chiar dacă de multe ori, sigur, mai vin și mie niște gânduri în minte mai puțin pozitive. Să știi că am devenit mai pretențioasă, da, nu credeam că o să spun asta. Înainte eram destul de relaxată când venea vorba despre relații. Acum cred că sunt în perioada în care cântăresc mult mai mult. Jos pălăria pentru femei și dansii femei ce e. O relație foarte frumoasă, m-am simțit foarte bine alături de fostul meu iubit, dar din păcate nu ne mai înțelegeam la un moment dat. Și am și o teorie, zic eu, destul de pesimistă despre relații, toate încep frumos și toate se termină prost. Am dreptate? Am dreptate, dragi telespectatori. Adică cam foarte puțini sunt cei care reușesc să aibă o relație perfectă. Da. Someone special. Ce voce frumoasă ai? Last Christmas I gave you my heart. Noroc cu playback-ul. O să-ți mărturisesc un lucru, să știi că având foarte de-a lungul timpului relații lungi, să știi că problema căsătoriei s-a pus cam în toate aceste relații. Dar și cum e, când vorbele, spunea de curând cineva, când vorbele nu sunt susținute de fapte, mă rog, adică sunt doar zgomot. Ce temere ai tu, dacă ai? Păi uite, teama de căsătorie. Da? Da, bine, nu e o teamă neapărat, dar este un... Este un pas important. Este un pas important și poate că nici n-am curajul necesar pentru a face acest pas. Mi-e frică de moarte, trebuie să recunosc, chiar dacă... ne tuturor scris să ajungem acolo. Da, din păcate nu sunt, că iubesc atât de mult viața încât nu sunt pregătită să accept ideea asta. I will always love you. Will always love you. My darling you. My darling you. Oh, darling. Care a fost momentul de cumpăn al vieții tale? Momentul de cumpăn al vieții mele? Cred că momentul în care a murit tatăl meu, cred că ăsta a fost. Dumnezeu. Un moment, da, destul de greu. E greu să acceptăm asta de lucruri, dar din momentul de fapt parte din viață. Ia, că place, ia! Păi nu, că atât știu, că un singur vers știu. Hai, cum ai zis? It's getting hot in here. Eu mă bucur că am destul optimist.
egoism în dotare. Îți spuneam mai devreme că mai mult de o zi nu poți sta supărată, sigur, în funcție și de gravitatea situației. Dar încerc întotdeauna să depășesc momentele mai dificile. Inevitabil va fi bine. Și vorba bine, nu scoate grila asta pe mine. Și ziceai de mine că să vrei să le iau pe mine. Inevitabil va fi bine. Va fi bine. Mă enervează când eu sunt foarte corectă cu mulți oameni pe care îi întâlnesc, chiar și cu oamenii cu care lucrez. Și sunt tratată exact pe dos și mă enervează astfel de situații. Când luminile se sting, ești prea plăcut de simt, te gândești din nou la ea. Toate versurile știi ce tare. Spunea că ai o boală de piele foarte rară. Da. Nu chiar rară, e o boală... Da, e o boală... Dacă ne zusucă pielea sau... Hai să râzi, e o boală pe care cumva acum, deși se zice că nu scam niciodată de ea, nu mai am. Sună strană, mai da, adică nu mai te-ai confruntat cu ea 2 ani așa cum... Cam 2 ani, nu, 3 ani, cam așa, după care dintr-o dată a dispărut. Am avut o perioadă foarte stresantă la un anumit moment dat cu un proiect în care am fost implicată. M-a stresat destul de mult, o perioadă destul de lungă povestea asta. Și în momentele în care... viața ta există un stres din ăsta continuu, un stres susținut. Dacă ești un pic mai sensibil sau, nu știu, ai probabil imunitatea mai scăzută, nu sunt doctor, nu vreau să intru foarte mult în astfel de detalii, dar așa mi s-a spus și mie că în astfel de momente există pe bază de stres, pe bază de stres să apară această boală numită psoriazis, de aia zic că nu e o boală chiar rară. Da, am făcut și eu tratament și dintr-o dată, hai să vezi, o vacanță de o săptămână la mama veche m-a vindecat total. Drumurile noastre toate se vor întâlni vreodată, drumurile și iubirea, gândurile, fericirea. Dar da. Ce ai dat de permis? Uite, să știi că asta este un, că vorbeam mai devreme despre frică. Cred că frica a fost cea care nu m-a... Da, nu-mi place, nu-mi place să conduc. Și îmi dă o stare destul de ciudată. Simt că am pus viața în pericol, da. Simt că nu stăpânesc foarte bine, n-aș stăpâni foarte bine mașina, condusul în general nu e lucru care mă pasionează. Pa, pa, e ba, la, 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 la. Cum ar trebui să arate bărbatul perfect? Să aibă barbă. Da, chiar îmi plac bărbat și serios, glumesc eu destul de mult și de des pe tema asta, dar să știi că un bărbat cu barbă mă atrage mult mai mult decât unul fără, dar îmi plac și bărbații fără, evident. Nu există. Se pare mai matur. Neapărat, au ceva misterios în ei așa care mă nebunește efectiv. Da, dacă ți-a plăcut și te-ai simțit în siguranță. M-am bucurat tare mult de serviciile tale, da. Apelați cu încredere un șofer profesionist. Te mai și bine dispune, mai și cântă, știe să și danseze, conduce și cu atenție, e și vesel. Ce mai, domne, șoferul perfect.